Domnilor, domnilor, dragi noștri, înainte de a da startul, să zic așa, sau să dau cuvântul trupei de teatru din culise, vreau să vă spun că vă așteptăm cu mare drag și mâine seară, începând cu ora 17, dar îi așteptăm pe cei mici mâine dimineață, la ora 11, cu piesa Pinocchio, alături de actorii din Lugoj. Noi sperăm să ne vedem mâine seară la ora 17. Ei, acum am și eu emoții, la fel ca și actorii trupei de teatru din culise ai Casei de Cultura Tineretului George Enescu. Trupa de teatru din culise. Casa de Cultura Tineretului George Enescu Reghin. Vă prezintă în premieră Acul cu metrei Garten de William Stevenson. Distribuția Deacon Enea German, Hoge, Adrian Crăciun, Hangița, Lucea Mariana Mihuț, Preotul, Ciprian Buta, Tip, Teodora Crișan, Liz, Coralia Friciu, Bailey, Alex Stoicescu, Regia și costumele, Mihai Crăciun, actor al Teatrului Național din Târgu Mureș, Suflăr, Ana Maria German, Sonorizare, Gheții Ionci, Trupa de teatru din culise, Acul cu metrei Garten. Acolo vă rog să vă închideți telefoanele mobile și să nu le utilizați pe toată durata spectacolului. Vă mulțumim și vă dorim vizionare plăcută! Deodată a luat-o peste câmpuri cu coada, pulzărată mă trăbălind-o parcă, a
Avea un rol sub mată. Mai se intre la altă motivată. Cum stă mintea lui Tom Tanker din coada vacii lui? Sunt semne, dică. Și semne, credeți tu? Da? Tu trecești despre babă. Orate-o vreo rață? Iau jucănii motanul? N-am scos o vorbă unul. Toți mă priveau muțește. Minune, Dickon! Mare și rară, ce să zici? Eu nu vreau să vă ce se petrece aici. Vrei să te duci în casă? La bună, dar vedere. Eu am să merg la crâșmă să beau un strop de bere. Dar stai, Dickon, că mi-e frică așa. Zău așa, mi-e frică! Cu mine nu ne-au căpii așa de supărată. Mă ceartă, mă jură, mă lasă nemâncată. Mă ține doar în ghioturi. Mi-e spatele o rană și acoperi cu strenții. N-ai fost acasă, nene. Mă rog cu dumitare. Cum mă traie toarsă și are toare. Uf! Spinarea mi-e făcută ca și-a lui Lisburduf. Pentru ce adică s-a întors pe doamne sau? Pierdută, zice într-una, și rost pe lume, da. De nu ajută soarta, nu o să mai pun în gură o duminica de pâine, brânză sau friptură. Dar ce-ar putea să fie? Eu nu fac prinsoare că s-a încurcat în fuste. Pățuind rușine mare. Ori glezna și-a scântit-o, ori fundul și-a ucis. Unde, nene? Ar fi fost pomană. Nu, nene, nici prin vis, altui mai mult mai grozav. Iar noi, ascultă-mă pe mine, o să vedem pe dracul. I s-a întâmplat vreodată să-și prăpădească acul. Ce? Acul? Acul! Auzi! Să-și piardă acul! Mai bine își pierde piarda! Dar te-ai râs să o facă dracul de mult se cuvenea, da? Dar cum de-o pălit așa la pastă grea? Cum mă trag? Se așezase pe scaune. Deodată se îndreaptă către mine și zice: ascultă, fată! Ia, domnă dragi ăia, la dragi de mitale, vreau să-i cârfesc! Și odată se apucă și tocmește, meșterește, un petru potrivește, împunge apoi cu acul de două, de trei ori. Și odată se oprește, prinsă de fiori. Motanul, pasmite, pășise cătinel, spre strachina cu lapte și răpăia din el. Să-mi trage! Strigă baba smârlină, dragi jos, și dă să numerească pe cotoșmani, întos. Ip, eu de unde nu e, aștept să-mi fricoșat, iar noi până acum de urmă nu i-am dat. Deci, mâine, în pantalonii, eu nu pot să-i îmbrac. De unde, hoci? Cu aștia? Păi, iar tot îmi trag. Să trag că toată cea de drăgăle ne-ai dat și ce să te cumpără și ce și te cântar! Hai, acul meu! Văd, hoci, sunt nenorocită, mi-am pierdut acul frumos și lung și drept. Ia spune-mi de la viață, eu ce să mai aștept. Urât că a fost cu mătră. Eu am venit de atunci. Nu l-ai ținut în mână? Ba da. Cățea afurisită, tu ai aruncat-o în curte, fugi în scurmă! Mă duc cu mătră, fac tot ce zici din mine! Că înseamnă că mi-a nimic de mine! Găsi-i chiar supărarea! Auzi, să piardă un arc! Ce fac cu pantalonii? Și mâine cum mă îmbrac? Ah, te-ai găsit, hoci, acul! Atunci drept mulțumire, nădragii, ți-aș coase coața în două fire. Ți-aș pune câte un petic pe un genunchi, pe altul. Trimite la ragază din cerul prea înalt. Dar ce slujește mâna? Și ochiul nu se vadă. Atât avem grijă, un ac, nu o cireală. Nu știi păzi un ac, păi să nu mori! Dar mi-a căzut din mână, hoci! Ia, dă-mi o lumânare să încerc și o să-l caut. Mă, tare, cred că scapă chiar dacă în ochii îmi tare. Liz! Liz, vezi că după leaga cea veche e să găsești un muc, să mi-l aduci aprins. Într-o clipă. Să vină lumânarea și o-mi căuta în doi.
ce am să descoper cântarnicul de-a. Și? Dar m-am gândit de-a surda. Vai, acul meu! Pe semne, dar să-l mai văd vreodată! Să mori de râs, nu alta! Uitați-vă, Colea, coci, și-a din fața solului, întins pe dușumea, cenușa scormonește și suflă cu mânie. Să nu se vede unică nici cât o pămălie. Acum câteva clipe, scurmând el cu temei. Ia bătut că vede, în colț, două scânte. Doi ochi, căci pasă minte, însă opera cu doi ochi. Tii, arde! Zice el, dar ghip, închide ochii. Nu mai e pic deja. Când ochii deschide, scânteile apar. Ce se întâmplase? Nenea zicea că suflă în foc. Pe care a venit suflă în topită. Care scântei în ochi? Nu lasă, dar ei lucesc! Oricine știe asta. Hai, vino de neajută, mai mișcă-te din loc. Jos, vis, în patul la venit. Nimic să nu vă scape. Prea cuvioasă, Anu. Am să-ți aprind un speșnic dacă ai să-ți faci pomană, zău sfânt, o pietrină. De-a ciuma am ghip și măsa și a tatălor prăsilă. Motan și motănițe, cotoi mâți și pisici. Hogi. Nene, n-o fi aici cumva? Îi sfarmă cocoloșul și poate el vei afla. E rădutul tare. Ce era surat? E o scârnă de pisică? Ajunge țară! E burduhane, belea să nu zipsească niciodată. Ah, urlie, jupâniță, ca tine multe nupți. Până mai, Doamne, m-am și încins. Furtună poate să te dezlănțui, să urli ca nebuna. Deștept ar fi omul, ce poate spune acum unde să ia o cină? Cu atâta mă mai mângâi, de noapte ori de zi, de răsărit mi-e noapte. A pus, urmează zi, dar ce cale mi-aș alege, că eu nu pot rătăci. Asta mi-e răsplata pentru atâta trudă. Un codru doar de pâine și acela din orzoaie. Nu a fost acasă nimeni să-ți dea de mâncare? Ce poate să-ți dea dacă nimic nu are? Ia, vezi trahina de lapte. Motam ales-o toată. De 7 ani de zile n-a fost așa curată. Știam că, după ușă, e o halcă de slănină. Mă duc în timp, zic, totuși, de foame o să-mi țină. Când ai să tai din trânsa, ce să potești că văd? Nimic! Și pe aici a făcut mânța prăpăt. Ori ai călcat cu stângul, ori ți-a făcut vreo babă, azi nici lapte, nici slănină. Dar nu, dar asta-i nenoroc curat. Păi cum mă trag, Arton? Ce festă mi-a jucat? Nu, dragii, îți dai seama, sunt rupți ca mai înainte. Am rugat-o și-am stărit fierbinte un petic să le pună. Cum, dracu? Cum, dracu? L-a aruncat pe unele. Cum și-a pierdut daraful? Daracul? E bun ar mai fi fost. Nu, racul. Acul. E lungheț, are orechioșă și-mi punce cu vârfui. Și nu pricep nimic. Ia-mă cu binișorul, că... La naiba! Cu ce coase Tom Taylor proiectorul? Cu acul. Iar cu metrița pe aici și l-a pierdut. Băi, metra, cu au început! Care v-a să zic că
Nădragii te-au dus. A luat cucoana. Măcar să-i nădească, i-aș da zău o coroană. Da, dacă a fost, da, nu știu prin ce minune, ar apărea deodată ce-ai face vocea spune. Din pungă, în gata scoate un galben sunător. Știi să păstezi o taină? De chiță-i taină limba. Atunci să faci pe cum te-ai învățat și ai să-ți capi țacul? Să fac orice, sunt gata să caut peste tot, cu mâinile sărăcări și să-ți devești genunchii. Cu tine, tică, veșnic, pe robul să mă porți. Te nastru port asta, pe jumătate-s mort. Pe semne, ai pricina de să te oftici. Da. Christian Clack, frumoasa, zăzește mâine aici și... Ei, mai știi ce piață ești? Duminica trecută cu tâmpia zâmbind. Eu am o treabă încurcată. O, da, te jur cu jurământ că n-ai să supe vorba. Te îndoiești? Mă. Bine, atunci dă mâna încoace. Ai Biblia supraț? Bine. Vezi să rostești orice cuvânt de învățat cu mâna pe... Nu, pe nădragi. Aici. A. Eu? Tu! Nu eu, tu. Adică tu, eu. Da, ce? Eu? Hol? Da. Păi zi mă repetă după mine! Eu, hol, cel drențăloș și fără fund în dos? Eu, hol, cel drențăloș și fără fund în dos? Pe acești nădragi, mă jur să asculte sfatul tău. Pe acești nădragi, mă jur să asculte sfatul tău. Eu fi el rău sau bun, te-ar fi orice să nu. De-o fie rău sau bun, i-ar fi orice să-mi dur. Așa. Ma, ca să-ți capeți acul, trebuie să-l chemăm pe Dracu. Dracu, adică? Adică chiar pe el? Ți-am spus că nu e chip al pe el? Să începem ce mai la balată. Stai, Dică, simt că mă scade nădușala. Să nu poți vreo un pocinou! Să cumva să ieși din cer? Păzea, începe între bușoana. O să mă atingă, fii și cu cheara. Nu, poate să te atingă. Stai, Dică, mai să povește, fie-ți milă! Dă de nic! Mai să povește, vrea să le văd din cer. E să-l prindă! Mi se pare că la un! Stai, să te curc, ar fi păcat! Cohoci, ai copiat? Fuc, Dică, nu mai ține cu numele! Ai locul lui Fecior de Lene, o clipă, diavolul e aici, în sticlă! Nu mă descape! Tine stres, i-am plecat, i-am chef să-mi dopui cu onorat! Rușine, lașule! Rușine. Mai bine poate într-un fel că am scăpat de mijel. O clipă doar îngăduiți și veți vedea mărmuriți ce glume știu să fac. Cum mi-am băgat pe toți în copă înzirând piesa cu un ac. Om bun, să le aduc de pace. A, dumneata, aia ești de călătă. Vino pace. Hai, cărțile te așteaptă. Nu pot, dar rămâne, dar până mă întoarce, să spun și eu un foc. Vădește, Dică. Da, Andrei, te jură că n-ai să sufă vorba. Ia, adică eu știu să da. Vecinii dumitale, cu metri, i s-au părat azi noapte cocoșul mare roșu. Dar, soră, nu mai spune. Cum pindănate scornice în fiecare noapte ținea loc de ceasornice? Aaa, acesta și nu altul. Cocoșul cel isteț îl închideau de noapte cu puicile în codet? E noi pe unde îl închideau. Da, vezi că Tibi a spus cu metrii că dumneata l-ai fi ciordit. Ce face?
Ei, nu crezi, aludă! Cucoană, acul ăsta e a mătușii! Păi da! Dar ea
Ce-ți pasă ție, bună? Ce sunt eu de jos? Pupa mai știi de unde? Unde? Vreau să spunem dos. Gura-i mergeau ca o morișcă, spunea că ești o tăpă. Eu! Da, că eu, poate goale. Și că de ce n-am spus că acum nu-i adumit sale? Și închipui adică această faceaulă, că dacă era de gură o să mă îmbrobodească, la acul meu râvnește, pe ace o să șadă. Da, oricum nu-i spui nimic de mine dacă ați să-ți ieși din fire. A, nu, nu, nu. Mă duc puțin în casă să mă liniștesc. Ficăn, de mi aflu acul, tu n-ai să fii uitat. Deci, la aceste de fețe, mai zăbăviți o clipă, rău n-are să vă pară. Eu până una alta mă duc în sat să-mi văd niște prieteni. Mă întorc neîntârziat. Ei, nu! Că nu se poate! Știu unde l-ai pierdut? Nu! Știu cine l-a găsit! Dar cine? Și pe cine să-l jur ca să sughite? E prefăcut aia de cert! Ea mi l-a furat! Se jura Deacon că a fost martor! Alec! Nu știi de ce stare acest martor? Adică? Mai ieri pe scara oschi l-a dus pe trecei vii! Și-a mai zbirat satana! Dacă ai fi fost acolo, te-ai fi crucit! Frică. Aș! S-a ferit de mine că-i arătam eu lui! Avea și coarne, dracul! Avea cât două turle! O coadă ca de vacă! Lobe despicate! Lânze groaznic! Che puce! Ia scuze, nu se scoare! Ia zi, Deacon l-a dus! Stai, frate, că n-am spus ce aveam de spus! Când a venit, dar dracul mi-a zis așa în secret că acul dumitale e mâna doamnei cer. Păi atunci, hai să mergem să o descoase. Să mergem. Cucoană! Cucoană! Te rog frumos, Cucoană, să-mi dai ce este al meu și să trăim în pace. Cum? Ai venit în pace să mă juri? Pierd, drage! N-auzi? Cu hoci poate că ai vrea de zile să mă mântui. Ne-a degeaba ați caștriu, Alba. Eu nu-mi cer decât dreptul meu. Știi că și săraci își apără drepturile lor. Ce mai? Ce-i tot îndrujmuiere? Ia, te-ai spus, îmi pare că eu știu o boasă. Dar de zis n-am zis nimic, dar pot să-ți dovedesc că mi-ai luat un lucru ce mă făcea bogată. Ce luat? Curat. Vorbește mai pe șleau. Da, roade, parcă era al tău de mult. Rușine, zgripturoaică. Să-ți fie ție casă. Baborniță, boxeară. Căția cu strungăleață. Te învăț eu să nu mai pleci de acasă. Te arăt eu. Curcă plouată. Ia, mă, deci... De frica mea aștept-o! Bunea, ca unde e oarecuma ta atatura, ha? Ascultă, cumetrițo! Nu-ți fie cu bănat! Numai ciomeaga asta de moarte te-a scăpat! Și acum îi pui cruce! Dar nu se rămână astei croști! De l-ați găsit odată și nu v-ați mai certat! V-am interzat, o vine să rup capul cuiva! Satul nostru e un popă învățat, domn doctoret. Aș zice să-i cerem sfatul, să o cheme la scovadă, să vezi cum iese acul. Măstruș, încă idee. Auzi, când a venit dracul, adică zicea într-una de red, cet și urmotan, cu mătră, popă ăsta ne scapă de păcat. Ia-mă pe Liz.
m-ai prăbătit. Hai să-mi găsești acasă. La crâșma lui Bob Fischer. Să vin să-mi face așa. Și chiar acum numai decât. Am să mă întorc cum mă trec. Te scăpe din amnă. Păi ce o să vină Boba? Eu zic să stăm în casă. Da, da, da. Pe ce am să o mai scarmă eu? Și-a pătinit acum a fost doar începutul. Cu mandră, cu mandră! Ivan nostru, răsuflă scurt și des. No, ce-ar putea să aibă de face așa urât? Ce are? Acum nostru s-a oprit în gât. Ia, dați-mi un scurt, bătă, dați-mi cu tica scoate dată. Dar nu mă treabă mea, mai lasă-mi întreg. Am crezut că nebunie ucit pe răsfară. N-ai tu, răgaț, ați face o nevoie. Tot alergi de colo-colo, pe la babe, pe tecite. Cum mă trebuie așa? Hai, dar se poate altfel. Dar ce să dure pe asta? O doare o vârte de gest. Să vină rep. Te-am deranjat, domn doctor, așa e? Ce s-a întâmplat? Să vezi, domn doctor, bolnav în us și totuși am o boală. De ce anume supăr, îți spun eu acușica. Liz, treci în casă. A lepădat Joiana. A, nu, nu, nu. S-a apătat curcica. Nu, domn doctor, că ne se întâmplau toate acestea și nu știu ce să fac. Și atunci? Domn doctor! Da, bun. Domn doctor! Inima! Domn doctor! Un ac, o bunătate și o tâmp pătând cu... Un ac, o bunătate sau o tâmpă? Domn doctor, am avut un ac, o bunătate și o tâmp pătând târcoale, l-a dupăcit, l-a luat și acum nu recunoaște. Și cine zici că e târpa? I-a ieșit din pot, domn doctor. Hoci, vino iute să vă spună dânsul tot! Plecăciun, părinte! Cu bună vreme! Povestea cea cu acul ea spune-ne, cum șate? Domnea ta o știi mai bine. O știu de-a fi rapor! Cu mântra gardă în stătea la ușă! Și cum s-a pățit, cum s-a pățit acul la trăpătit? Cu furca chitimotanul pe chitimotanul ăsta-i poți să faci tine, să pun și acul la mâncat! Venea pus și viață cu carnice, să-și cear acul! Credeam că o să-ți drumeți! Văzând de toate să fac prea multe vorbă, m-am băgat pe vreau să-mi ia pătesc ca o nebunie. Ce am să-ți spun? Mă rog, dar eu, mătră, ce-ar trebui să fac? Ce mai cuvinte lucruri ar fi să vă fac? Credințată când însa ți-l-a luat? Părinte, uite vine omul care se jura că a fost de față când coțofana mi-a luat acum. Treabă-l! Ia vină o coace, Dickel! Ai stiretul de atacă, doamnă Cet, găsita un act? Să juri, părinte. Să juri. Să juri. Să juri. Nu pot să juri, părinte. Auzi-mi prea curata! Am cutat înapoi? Am spus ce-am spus, dar asta nu înseamnă că mai trebuie să zic încă o dată. Un om de omenie, când zice o vorbă, înapoi nu știu mai am. Deci nu ne ajut să facem măcar un pas înainte? Vă ajut, dar dacă la sfatul meu luați aminte. Eu sunt de părere că nu e bine ca doamna Cet să ne vadă aici strâns la oaltă. Plecați și stați prin preajmă, iar eu am să mă duc să-i smulg o veste despre ea. Așa, măicuță, noi te așteptăm în casă. Eu nu pot să întârzi, a trebuit ce nu mă lasă. Dar nu ține mult, domn doctor, mă întorc neîntârziat. Dar nu fi fort, domn doctor. Ei bine, fie. Dică, să nu întârzi. A, bun sfat, bun sfat. Dar nu te duci, Dică, n-așa fi serios.
La tine ta veneam, Coniță, să mai vorbim despre povestea noastră. Se noutăți în sat. Sunt de cum sunt. Baba și Roci nu prea mai pot de bine. Să fi văzut rândială ce-au la ei de la mine. Acum înțeleg eu de unde am dat scârbă pe Hoci. Dar nu sunt nici două ore de când ne-am despărțit. Umplit la înfățișare. Spuneam că n-are să te ierte. Că mâine dimineață ce păsărea în curte, toate au să fie moarte. De la găini și gâște ia, dar a rămas bun. Nu ne lăsa continuață, ascultă-mă ce spun. Secătura. Să vină să poftească să-i dau de cheltuială, s-a zis cum o ce? Da. Preotul lipsește ca să înceapă piesa. Uite-l pe mine. Săracul. Ei! Doamna, ce acasă? Pentru unii este, pentru alții nu. Oricum, nu am prins de veste când am intrat în casă. Și ai făcut vreo treabă? Sau n-ai avut noroc? Părinte, eu din fire îți destul de priceput, așa că până la urmă nu m-am lăsat bătut. Și acul? Ce-i cu acul? Tu l-ai provat? Văzut, firește! Țin lipsita să mă dau de gol. Mama? Pe o labiță trântită, acul cu medieții cosea niște veșminte. M-am strecurat în casă, știu casa pe de rost. Părinte, acel ce nu mă crede e un mare mincinos. Îmi pare rău că n-am fost în locul dumitale. Dacă dorești, domn doctor, o să te pun la cale. Știu un locșor de unde ai să o vezi ușor pe cuconiță. Învață-mă, fitică. Să știi că ne mai cere să pun să loc stacana ca să te adăpt cu bere. Nu m-aș scot eu o clipă. Atunci, vină cu coace. Stana scoate. Așa. Acolo? Eu unde ai să intri la cucuniță în odaie? În față ei, apar din zări și opriți cu muța în sac. O să juri. Păi n-am fost eu adineauri. De bună seamă ei. Hai. A, nu pot. Vezi să vin cu verde face? Ce-au neftit de vernicii asta? Asta m-a arătat soprani, o oaste de târfe. Se va că i-am arnit cel ce-a fost la cale nevernicii asta. Voi știe eu să-l învăț, am să-l jupoi și pe el să-i ascund pe băț. Mă duc la Master Bailey. Să-i spun și lui. Iar el pe aceste ucigașe le va zdrobi. Poftiți, domnia voastră, sau la ironii. Dar eu nu-s hoț, ci un cleric vrednic și plin de carne. Păi dezușește asta un om pentru nedic. Din nas învățătura nu-ți face luminare. Mai este de mirare că speata cușmărită n-a stat cu mâna în sânt, când s-a văzut în fața lui Târhan și-a ridicat ciomagul. Necaz mai mare putea să te ajungă. Și nu-i destul atât, da. Oricum, puteți să capiți pedeapsă mult mai grea. Auzi, ți-ai indicat să plec un host de rând.
Bine, domn Bailey, atât te rog, să afli cu ce gând și temei a dat cucoana mine. Poftește aici, să vină cât mai uite. Cucoana! Cucoana! Te amuz, stimată doamnă. Domn doctor, mi se plânge că astăzi ai tăbărât asupra. Ai fi vrut să pare și ar viață să vei. Păi, după cum spune, nu te-aș încât în viață în cupa cu cuvântul. Cunoaște ce s-a întâmplat și cum? Am vrut să-i ridic viața, să-l căsăpesc. Eu, pe toate ale lumii biblic, închise și deschise, ce spune domnul Rex, măluțul și vise. De o lună și mai bine alături n-am mai stat. La mijloc e o altă ivovnică din sat. Cine știe ce oacă a avut mai de cuvreme ca să trimite în cerul. Ai toată încerințarea că gândistatea cresta. Ei, nu! Că asta e bună! Nu-s nici nebun, nici beat. Știi unde am fost la naiba? Dumneata o crezi pe această pezevenie? Nu-i pentru prima dată când faci un focinoc și apoi nu recunoaște nimic. Sunt sigur din adinsul că am dat în dumneata? Poți dovedi că nu? Poți dovedi că da? De vorbe nu-i nevoie. Dovada e zdrobitoare. Și asta înseamnă că am spart-o eu? De o lună nu te-am văzut la față. Te cred. Ai stins lumânarea și în beznă ca o vață ai dat în mine. Mâncați-a dobrăjorul. Hai! Te cunoaște, doamnă, că asta dumitale n-a fost niciun bărbat în seara asta. Vorbește fără teamă. De, ce să zic, domn Bailey, a fost. Un berbedeu. A intrat în casă spre a mă prăda. Iar eu i-am dat un ban în frunte vreo două bobornace, dar nu e. Așa că una cu alta aceea o face. Și cine a fost în harul? Păi însă-și păcătoasă-l arată în gura mare. Eu! Adică vreau să spun că este vorba despre mine. Am spus nici pomenială. La prânz un bun prieten mi-a spus că un vorb la noapte putește să dea mă măsătune. Eu, cezând la gândă, m-am prins cinchicul, mi-am zis să nu-i rămân datoare. A fost anume cine? Un hoț care voia să-mi fura pelea din coteț. Bun, bun, îl cheamă cum? Să-l spun că prea mă rogi. Omul cu metri gata, chiar dânsul hoci. Ală nu faci. Voia zi să te fure, ce o pățeai să vezi. Cu coana asta, Bailey, mai bine-i de minciuni ca oul de albuș. Auzi, aruncă vina pe altul. N-a fost niciun altul, căci nu putea să fie. Prea bine, și asta e să-mi fie mărturie. De fure. Bine, ai venit cu mătră. Domn Bailey, bun găsit. Hoci, sluga dumitale, deși n-ai bănuit, e o hoci ce nu se încurcă. Îți fură la nevoie și o de sub curcă. Și tu lucrezi cu mătră cu dânsul mâna în mână. Hoci fură, tu pui bine. Dar știi că hoci, așa cum vrea să zugrăvească această faceaulă, să mă trăznească cerul de una spunzura de oglindă, chiar din casa mea. Ți-am le-a plâmbat din sesele mulțoame deja. Nu-și tream să te bădă! Trăceți acum! Mai bine, doamna gardă mi-i spune cum se face că Hoci nu e aici. Aș fi dorit să-l văd. Hoci, vino iute, nene, e prăpăr! Vezi? E ceva la mijloc ce nu miroase. N-ai spart că ai să-l vezi tu imediat. Uite-l ca și venit. Hoci! Se spune că n-ai fi om cinstit, că prin vecini de-aia mă pregrește și alte orătănii. Ce spune asta? Îți scui drept între ochi. N-ai fost acum oră în potetul doamnei Cet? Nu! Ce n-aș face nici pentru un sac de arcinți? Și pentru un plic de linte ai face o jurgăminți. Degeaba juri. Nu dau pe jurăminte o ceapă degerată. Are vreo rană omul. L-ai altoit pe dânsul și mi-e crezi cucuie. Pe mine să mă bată? Mă crede așa în idiomă? Ce mernice. Uite, ai dat o mână grea. Mă tacă! E capul întreg? Sau vătăma? La cap și în toate cele sunt întreg și sănătos. Ce-i drept, ce-i drept, nici urmă de cuvânt. Degeaba se ascunde. Eu știu una și bună. Ea m-a trăit singură și dracu pentru o lună. E dubă să ai parte! Mai bine, dă-i înapoi cu metrii ce-i furat. Da, zaie, Master Bailey. Poate nu știai că această matracucă e și o bărbaică pe deasupra. Mi-a luat un lucru ce mă făcea bogată. Ți-am luat un lucru din zesele mulțoame de șerată. Faci pe nisă, așa e? Să mor! Domnule,
Dar ce ai cu ea? De ce ai făcut o voață? Păi cum să nu o fac, Master Baby, dacă... Doamna, cu pricina m-a văduvit de un arc. Ce arc neisprăvit-o? Cocoșul de un năzduntău, el ți l-am luat. Așa ai spus. Smulge-te-a dracu limba! Să-mi dai arc! Dați-o clipă! Cum? Nu mai pricep nimic. De unde știi de dumneata că cu pricina era dânsa? Păi de unde, Master Baby, îmi vine greu să zic. Zic cu coană! N-ai nimic de pierdut. Cel ce mi-a spus acesta e un om de omenie. Pe Biblie este jurat că am fost de față când coțofana mi-a luat arcul din bătătură. E dică, Master Baby, desigur că-l cunoști. Ale, e un pierd de vară ce-și bate joc de proști. Tot când ți-a spus doamna cocoșul ți-a furat? Nu. Cocoșul e acasă, ține doamne, e bine și cântă cu curibul. Să mor dacă înțeleg. Din fata încălzată zice că i-am frânt gâtul și l-am mâncat. Să nu-ți vânt în bătaie. Auzi, chiar omul de care zici, Dickon. Acum sunt lămurit. Când dumneata-i cereacul, vecina îți răspunde că nu ți-a luat cocoșul. Între vorba voastră și înțelesul ei, e cale de o poștă. Ți-a luat, au va cocoșul. Nu mi l-a luat, vezi bine. La dumneata-i acul. Am spus că nu-i la mine. Minciunile lui Dickon sunt nita toată pricina. Of! Sufletul mi-a scos. Nu ți-a spus, Dickon, unde să te așezi la pândă? Ba da, și cu ciomagul se pregătesc o sândă. La naiba. Ticălosul le-a probodit pe toți și noi n-am prins de veste. Păi, ba, dacă ai să vrei, printr-o intrare ascunsă, casa dumnea ei, să vezi nestingherit cum umblă cu acul. Iar eu am ascultat ca dobitul. De bine, nu mă adică, el i-a încurcat pe toate. Pe cum a scos-o din răbdări, făcând-o să răstească pe steme, pe crâșmărit a pus-o pe jăratic, pe domn doctor am zis că te cerzare, tu despre voci... Păi ușor, nu te-am proponosul! Vreau cu pantalonile pe tigeți în fund! Adă pe Dickon, de unde știi să scoți. Mi-a încăierat pe toți. Așa e blestematul de mii de ori rușine! Asta se convine să spună ce vrei acum viața așa. Fii, nu erai departe, poftim, poftim, te așteaptă niște oameni, doresc mult să te roagă. Tâlhare, îți vezi fata? La naiba jucăniță, dar nu am făcut-o eu. Probabil, piețul popă a luat un părăret și a urmărit pe scară sau rogit la cap. Faci, dita-i măgăria, și apoi mi-ai îngrădesc să te slobozi la gură? Taci! Te-ai spus acestor doamne așa câte o minciună ca să le azmuți? Asta-i bună, domnule. De 7 ani încoace, ne-am spus cam la 1000. Îmi pare rău de un lucru că nu am fost de fapt să văd încă era alea. Ce? Bă! Și ce a ieșit? Arată frumos. Sfinția sa. Da, cine l-a pus, domnule, să intre prin dos la doamna Cerca Găinarii? Dacă nu taci, tâlhare, am să te fac saturn de o cracă la drumul mare. În numele coroanei, te rog să legi Bușteanu. Da, da, Bușteanu nu uita lângă Han. În spiare, ticălosule! Pedeapsa lui e streagul. Ce, domn preot asta? Ești mult prea culpărită. Și nu merită? De dat, i-am dat pedeapsă, dar nu atât de grea. Na, asemenea, ghidioane, nu merită mila. Putea pe toți să le jupoaie, iar eu, în toată zarba, rămasam fără ac. Poate că știe Dickon ceva. Știu că acul s-a prăbădit. Și n-aș putea să-l iau nici dacă aș fi plătit. O, tu mi-ai spus că acul va fi găsit? Eu, hoci! Eu zic, domn doctor, străiesc pe-a fi iertat. Dickon recunoaște ce vine să duce. Îngăduim pedeapsa, dar să poată duce pe cum urmează. Mie mi se cuvine plata pentru vărsări de sânge. 30 de lire. Domn, eu alta nu mai cer niciuna. Te învoiești cu mine să încheiem povestea cu Has cum se cuvine. Cumplit, mă doare capul. Dar dacă așa vreți, așa să fie. Te vei supune, Dickon, sentințe ce-am să dau? Te știu, prieten Beli. Vorbește, dară. Atunci, ca să-ți răspund pe nelegiuita faptă și să-ți găsești iertare, de grab îngenunchează și jură pe... Hoci. Și jură pe nădrajul lui Hoci în fața lui domn doctor. Că oricând el va vrea să te cinstească, tu n-ai să te opui. A, jur? Jur? În fața crâșmăriței,
Dacă nu ți-a bani pentru golita cană, n-ai să o mai rogi odată. A, nu, nu, nu. Jur. Jur că... În fața doamnei Garten să jur că acul e prin curte o să-l cauți. Domn Bailey... Atunci când o să vrei. Domn Bailey! Ah, da, jur, jur. Că despre hoți vreau să te ojurăm că gentilom de seamă n-ai să supori nici când. A, păi asta jur, hoți! Să ne împăcăm, Dica! Hai, bate palma! Da! Comandă! Ai comandă! Are o suie cu mătră! Că doar nu o fi! Bada! Chiar el cu mătră, acul nostru! Să-l văd, să-l văd, vezi tu cumva să-l strici! Mai, mai să minte în pun și să se piardă! Hai, acul meu iubit! Nu sunt un om de stoi, întotdeauna ți-l am găsit. Da, 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 dar te răsplătească cerul! Da, am știut că era cu eu cumva. Da. Mai rămâne să spuneți, te-am iertat, Dicăn. Am iertat, de bună seamă, nu-i nimeni supărat. Și drept dovadă am să vă invit pe toți la crâșma Doamnei Cer, să vină toți acei ce țin la mine. Liz, Dic, haideți afară! Și apoi, lângă o bardacă, o să uităm ce-a fost. Acolo, la plecare, nu ne strigați sudarme. Găsit-o sau? Bate smârdos din palme!